Și pentru că spuneam că biblioteca este tot ceea ce înseamnă memorie comunitară locală și că ne-am propus să readucem în atenția comunității oamenii, locuri, fapte, evenimente care marchează istoria acestui județ și a Ținutului Neamțului. Astăzi îl avem prezent printre noi pe domnul profesor dr. Nicolae Scurtu, născut în 4 februarie 1951 la Văratec, Hagatia, istoric și literar, autor a numeroase studii și articole de istorie literară și despre care criticul Mircea Popa spunea, citez, printre puținii pasionați de izvoară, de corespondența necunoscută, de descoperiri de documente ignorate, de punere în circulația unor texte, în măsură să rectifice și să corijeze afirmații mai vechi, să corecteze date sau ipoteze, să clarifice preluări nefondate, insuficient dovedite. Iată că astăzi am încheiat citatul, îl avem alături de noi pe cercetătorul și istoricul literar Nicolae Scurtu, care prin bunăvoința domniei sale ne onorează cu acea lansare de carte, Titu Maiorescu, în corespondență cu Ioan Petrovici. În acest an, în revistele literare, personalitatea lui Titu Maiorescu, Anul Maiorescu, este zugrăvită în diverse articole. Dumnealui este unul din cel care a încercat să contureze, să readucă în atenția oamenilor de cultură și a României, a întregii comunități. Opera, contribuția literară a lui Titu Maiorescu, iar Academia Română, prin cele două volume prezentate la început, Comemorare Titu Maiorescu, un secol de la moarte, opera filozofică. Iată că îmbinăm astăzi contribuția literară, opera filozofică și prezența domniei sale, prezența zugrăvită în acel volum Titu Maiorescu în corespondența cu Ion Petrovici. Mulțumim încă o dată pentru disponibilitatea dumnealui de a fi astăzi aici și îi dau cuvântul domnului profesor. Mulțumesc, onorat prezidiu, stimați doamne, domnișoare și domni. E o mare plăcere să mă reîntorc pe locurile norocurile natale, așa cum eu am născut. Înainte vreme veneam mai des la Piatra Neamț, sub conducerea lui domnului Bostan. A fost o perioadă când n-am fost chemat niciodată, poate fi mai bine. Și acum văd că se gândesc, s-au gândit iar la mine, să mă scoată de la Naftalină. E bine cum ați gândit. Vreau să vă spun următoarele lucruri, succint și la obiect. Domnul profesor Bostan a amintit de clar de Petru Groza. Petru Groza a făcut foarte mult bine culturii române, deși era un om rău, un avocat pus pe navățire, un tip foarte, foarte amarnic, așa. El, de fapt, a judecat procesele celor din Transilvania care plecau și lăsau pământurile și casele în Transilvania și el le-a aranjat bine. La un moment dat, doamna este arestat Blaga. 3 zile a stat arestat. Nu mi-a venit acasă. Doamna Blaga, care era o doamnă și o femeie de aia, o bănățeancă. Nu vine tata. A treia zi pune mâna pe telefon și îl sună pe Petru Groza, cunoscându-se. Petruș, a dispărut Lulu. Lulu era Lucian Blaga. Ei, cum așa, dar Petru Groza știa bine că l-a arestasă Teohane Georgescu. Din ordinul lui Teohane Georgescu, l-a arestasă cu siguranță poliția din Cluj. Ei, lasă, cum să zic. Nu, Petruș, într-o oră mă urc în mașină și vin la tine. Te rog să spui celor care te păzesc să se ferească, că am pistol și trag. Era în stare să tragă. Până a ajuns și a plecat la București. Relatează în cartea aia, Blaga văzut de securitate. Așa. Până când vine la București, lui Blaga îi se dă drumul. Când ajunge doamna Blaga acasă la Petru Groza, te rog să vorbești cu Lulu, e acasă. Era în stare, ce înseamnă femeile, era în stare să tragă cu armă pentru bărbatul.
E Moldoven cele mai încet, ele se mai gândesc de două ori, de trei ori, dacă e cazul. Altceva, ce a spus domnul Bostan, vreau să, despre Chirilanu, să dau recitire unei scrisori pe care i-a trimis-o Chirilanu, prin Piatra Neamț, 5 ianuarie 1938, an greu, lui Ion Petrovici. Chirilanu era la Piatra Neamț, era izgonit din București și a datorit bunătății lui, să știi, domnul Bostan a fost foarte delicat, cum el, în general, așa. L-a întrebat odată Carol al doilea, ei, Chirilene, ce zice lumea despre relația mea cu Duduia? Duduia era Madame Elena Lupescu. Rău, maestate, și ce se spune? Și până a venit de pe Bistrița, deci cu Pluta, s-a tras, Chirilanu a fost expulzat și la Palatul Regal și din Biblioteca Regală și dat afară. Era un om foarte sincer, foarte deschis. Iată ce scria lui Petrovici. Când Petrovici, pentru ultima oară, ajunge la portofoliul Ministerului Educației, Instrucțiunii și Educației Naționale. Ministerul Educației Naționale. Excelență, primiți vă rog și din partea unui perimat, eu zic răsuflat, cele mai călduroase urări de ziua numelui, era 6 ianuarie, următoarea zi, și felicitări pentru înalta demnitate la care ați fost chemat. Sănătate și spor bun în munca pentru îndrumarea învățământului, căci, Doamne, rău mai stăm de sus până jos. Am în grijă nepoți elevi în învățământul secundar și am aflat că sunt doamne profesoare care dau lecții de aici până aici, iar când ascultă, merg cu degetul pe carte. Inspectorii școlari, al căror număr sporește din an în an, nu-și fac datoria, nu-și fac deloc datoria. Pe la țară lucrurile stau și mai rău. Absolvenții nu știu nimic. Și pentru intrarea în învățământul secundar este neapărat nevoie de o pregătire specială sau de respectarea ultimei clase sau de repetarea ultimei clase în oraș. Și cu toate acestea, numărul învățătorilor a sporit înspăimântător. Astă vară, trecând prin două comune unde înainte vreme era numai câte un vrednic învățător, am aflat că acum sunt într-o comună 24 și în alta 17 învățători, dintre care unii au numai câte 3-5 școlari în clasă. Controlul învățământului este inexistent. Politica dictează. În unele internate, beții copii sunt foarte rău răniți. Controlul sunt și aici. Pildă cunoscută de mine este liceul internat din Iași, cu nume de liceu model, care ajunsese o nenorocire în ce privește hrana și buna îngrijire a beților copii. Din fericire, de câteva luni a venit un nou director, profesor Ion Lupu, ăsta avea studii de filozofie în străinătate, avea și un doctorat, era foarte serios, Ion Lupu, sub conducerea părintească a căruia lucrurile merg spre îndreptare, dar profitorii de până acum se silesc în tot felul să scape de acest director nebun, cum zic ei. Sper însă că sub conducerea domniei voastre munca și cinstea lui vor fi recunoscute de autoritățile superioare. Respectoase închinăciuni, Doamne, și încă o dată mulți ani și buni. Gheorghe Teodorescu Chirilanu. Vedeți? Se interesa de soarta învățământului, se interesa de tot ceea ce privește spiritul cultural și spiritul națiunii. Era un om extrem de inteligent și care s-a plecat cu o înțelegere specială asupra fenomenului cultural și asupra fenomenului spiritual. El trăind foarte greu în tinerețe, foarte, foarte greu, dând lecții, dând meditații la diverse familii, introdus, trebuie să uităm faptul că Gheorghe Teodorescu Chirilanu, din banii lui, din puținul lui avut inițial, a cumpărat aproape toate manuscrisele lui Creangă și a pregătit acea faimoasă ediție Creangă, care a apărut în anul 1939, pe care criticul și istoricul literar Cristian Livescu, aici de fapt în sală, contemporan cu noi, a făcut o ediție de toată isprava, vă fericit. Și acum să revin la subiect. Cartea aceasta, titlul mai ales cu corespondență cu Ion Petrovici, a pornit, o aveam de mai multă vreme în gând.
Eu inițial, când am început activitatea de cercetare și istorie literară, am publicat corespondența și jurnalul lui Călinescu în 79, în întregime. Ulterior, în 81, am publicat corespondența, cât s-a găsit, de între timp au mai apărut 15 scrisori, toată corespondența lui Lovinescu. Mai am după aceea să public corespondența lui Dumitru Popovici, de la Cluj, un istoric literar foarte bun, tatăl Ioan Ieru Petrescu. Am pregătit un stau cu ea și am zis să continuăm un lucru cu literatura epistolară sau literatura de frontieră a criticilor literare. Contează foarte mult ce scrie un critic unui debutant, unui solicitant la un premiu, unuia care dorește o funcție sau dorește o intervenție și așa mai departe. Criticul întotdeauna stă și judecă, stă și analizează cu atenție. Merită sau nu merită? Se cuvine sau nu se cuvine? Ori Maiorescu, care este titorul criticii literare române, omul care ne-a modernizat, omul care a schimbat fața literaturii române, numai dacă ne gândim la două exemple. L-a descoperit și l-a impus pe Eminescu și l-a descoperit printr-un raport la Academie și l-a impus pe Saloveanu. Primul la începutul activității literare, al doilea spre final, sublinind pentru întâia oară la Saloveanu poezia prozei și proza poeziei, dar mai ales cantabilitatea, faptul că prozii lui Saloveanu și faptul că Saloveanu este, prin excelență, un poet al naturii, un poet al lucrurilor. Bine, așa cum a spus domnul Bostan, Saloveanu era ca om, un om și ca scriitor cu totul altceva. Povestește, adică narează în corespondența sa Artur Gorovei, de câte ori am intervenit la Saloveanu, niciodată, dar absolut niciodată, n-a intervenit. Nu intervenea, nu știu ce dracole, nu intervenea pentru mine. Nu întâmplător a zis că Călinescu a avut 11 copii pe care a crescut cu biciu și că opera lui e ca un hidromel din care bei și nu te mai saturi. Aici, de fapt, e o notă negativă. E opera lui ca un vin de la Dulcica pe care îl bei și nu te mai saturi. Saturnian era special așa, dar faptul că i-a pus o ștampină de geniu Călinescu, Maiorescu, contează foarte mult. Maiorescu n-a scris multe scrisori, dar cele pe care le-a scris sunt ca niște inscripții. Întâi de toate, el a format o școală de filozofie din care făcea parte Constantin Rădulescu Motru, Pepe Panaitescu, Ion Petrovici, Ion Rădulescu Pogoneanu și alții, de raftul 2, de raftul 3, George Aslan și așa mai departe. Maiorescu era foarte reticent. Citea tot ce îi se trimitea, recenza tot și publica când trebuia. La multe dintre scrisorile pe care a primit, pe multe dintre scrisorile pe care le scria, fără răspuns, nu se aprobă, nu se trimite, nu e pur cu putință. Omul era un dascăl veritabil al literaturii și un dascăl veritabil al literaturii și culturii române. Nu întâmplător am ales pe Ion Petrovici, pentru că Ion Petrovici, după ce a fost ministru de câteva ori, după ce a fost membru al Academiei Românii, profesor la Universitatea de Iași, primul care își susține doctoratul în filozofie, în cultura română, un doctorat despre paralelismul psihofizic, susținut când avea 24 de ani. Maiorescu, prudent, intră în comisii ca membru, dar tezei o conduce un alt profesor la Facultatea de Filozofie din București, unul A. Crăciunescu. Maiorescu îl ajută, îl stimulează, îi citește articole, le publică, îi deschide porțe la anumite, la convorbiri literare, unii și publică teza, lucrarea de lecție inaugurală la Universitatea de Iași. Deci acest tânăr, la 24, 25 de ani, 26 de ani, ajunge profesor la o facultate de conferențiar la Facultatea de Filozofie din Iași. Îi urmărește activitatea, dar pe vremea cealaltă, în regimul lui Ceaușescu, Petrovici nu intră în viziunea la
lui Zigorra și celor de la Minerva, ei public un volum masiv, Maiorescu și Maioreșceni, acolo fac parte cei care am citat, Rădulescu Motru, Ion, Pepe Panainte, Pepe Negulescu, Ion Rădulescu Pogoneanu, Constantin Lițica, Mehedin și alții. Petrovici lipsește. Lipsește, știm de ce lipsește, pentru că a fost ministru între 38 și 40 și în guvern Antonescu, de asta lipsește, e limpede, ca bună ziua. Dar dincolo de politică, Lovinescu Petrovici era un om cu mare deschidere, a primit premii la Universitatea din Alger, a fost în legătură cu filozofii Leon Braunschweig și cu Hartmann. Era un profesor, primul rând, era un consor extraordinar. Avea un succes la doamnele din alta societate, una nu rezista ideilor sale filozofice. Domnul Stroic, mă rog, nu rezista ideilor și astea filozofice. Și era un mare consor și un fermecător și ca și memorialist. În schimb, după ce a stat 15 ani închisoare, și probabil că spre sfârșitul vieții, ca și alții, au mai făcut mici compromisuri. Doi care au fost în închisoare, bine, au fost mulți, dar doi dintre ei, Ion Petru și Nichifor Crainic, au făcut compromisuri, au scris, au retușat, și crezând că vor putea și ca și alții, să-și publice ceva o operă. Crainic și Petrovici n-a publicat decât niște volume de amintiri, care au niște reluări și așa mai departe. Cum a zis odată Pavel Țucu, zice Călinescu, cu tumbele lui și cu istorionismul lui, credea că îi duce pe comuniști. Nu i-a dus, l-au folosit comuniștii noștri, zicea Pavel Țucu. Și așa a fost. Așa. Petrovici însă s-a bucurat de prețuirea lui Maiorescu, l-a urmărit, l-a publicat, și vedeți, domnule, și ca oameni, ca oameni așa, la un moment dat, cineva atacă pentru teza de doctorat, ca Gheorghe Bogdan Duică și unul Dumitru Cenădejde, care avea doctorat înaintea lui Petrovici la München, în sociologie și filozofie. Și spune lui Petrovici, într-o scrisoare, Nădejde, trimisă lui Maiorescu, domnule profesor, vă rog să mă ajutați și pe mine să public și eu în revista ziarul Epoca un răspuns că domnul Petrovici m-a atacat de două ori, să-i dau și un răspuns acolo. Maiorescu citește scrisoarea și nu dă curs. Aceste echivocurile astea la un om de prestigiu, de prestanță și de autoritate, la Maiorescu, te pun pe gânduri așa, oare de ce? Dacă l-a ajutat pe Petru, trebuie să-l ajute și pe Dedo, pe Fusescu și Dedo, Dumitru Nădejde, fusese student. Va și colabora să la volumul marcial din 1909, când am primit Maiorescu din 1900, când am primit Maiorescu 60 de ani și așa mai departe, și articole substanțiale. El făcea parte din școala de filozofie a lui C. Dimitrescu Iași. Domnul, ori din ce școală, când e vorba de destin, când e vorba de o polemică științifică și așa mai departe, trebuie să dai crezarea ambilor sau să dai cuvântul celor două părți sau care sunt polemică, au în discuție. Aici sunt doar 9 scrisori ale lui Maiorescu către Petrovici și 12 ale lui Petrovici către Maiorescu, în care, printre altele, îi spune Petrovici, domnule profesor, am fost la Viena, am fost la Berlin, am ținut seama de toate sfaturile pe care le-ați dat. Maiorescu i-a spus, dacă te duci la Berlin, să cercetezi revista Der Gedanke, Gândul, revista Societății de Științe, de Societății de Filozofie, și să vezi că acolo am debutat eu, acolo am scris eu, acolo s-a scris despre mine. Și vreau să vă mai spun ceva, zice, care să vă întristeze. Se aude, pe 11, se aude că Imperiul Austro-Ungar se va destrăma, la care Maiorescu foarte sigur, zice, dragă, de 40 de ani tot aud că Imperiul se va destrăma. Să sper să mor înainte de a se destrăma. Și într-adevăr, Maiorescu a murit în 17 și Imperiul s-a destrăbat în 18. Cum, deși erau prieteni buni, mă rog, erau până la un moment dat petrecat cu Maiorescu, când a murit Maiorescu în 1917, este invitat de cineva să vină și domnul Carp să țină un discurs funerbru, la care Carp și ce a răspuns, îmi pare rău, nu pot. Dar de ce nu puteți, doar v-ați pus în relații, v-ați certat, v-ați reconciliat, nu pentru că el nu o să-mi facă onoarea, că el deja a murit să vină la mormântarea mea. Erau oameni între ei.
Maiorescu însă a scris câteva scrisori memorabile către trimisă lui Eminescu, trimisă lui Creangă, trimisă lui Caragiale, trimisă celor elevilor din falanga lui, de discipulilor lui, unora care erau foarte, foarte bine pregătiți cu doctorate, toți în străinătate. Maiorescu era foarte intrigat când unul dintre elevii lui nu respecta tocmai ceea ce intenționa să facă cu el. De exemplu, Maiorescu a fost deruptat că Eminescu nu și-a susținut doctoratul în străinătate. Maiorescu a fost revoltat că Mihai Dragomirescu, căruia i-a găsit bursă, căruia a făcut rost de bursă în calitate de ministru sau în calitate de om politic, n-a făcut niciodată doctoratul. A fost profesor universitar fără doctorat. Trăiam acum în cultura română. Pe Mihai Dragomirescu, pe Vasile pe Bogrea și pe Gheorghe Bogdan Duică. Aceștia trei au fost universitari fără doctorat. Uite, se purta și pe atunci, dar erau tocmai de cap, erau niște învățați care știau ca și când tremura Europa în fața lor, mai ales în fața lui Bogrea. Maiorescu era foarte prudent cu tinerii, cu cei care îi solicitau. Pe Petrovici însă l-a fixat de prima dată. Când l-a trimis o comisie în Universitatea, Facultatea de Litere și Filosofie, a trimis o comisie la Maiorescu acasă să-l gratuleze cu ocazia împlinirii a 60 de ani, a ținut un discurs acolo, la Maiorescu acasă, și Maiorescu îi spune, Petrovici s-a discurs, Maiorescu îi spune, aș vrea să-ți rețin numele lui tale. Și a reținut numele, a început dialogul, a publicat o carte de filozofie pe care a prefațat-o. Oricum, erau niște raporturi de o intelectualitate și de o obiectivitate ieșită din comun. Maiorescu nu putea să joace teatru, nu putea să susțină ceea ce nu are valoare. De asta a progresat România atunci foarte mult. De asta a publicat 5 volume de discursuri parlamentare. Iar volumul lui de însemnări zilnice, publicate de unul din elevii lui, 3 volume, Ion Rădulescu Pogoneanu, e doar un fragment. Când se vor publica toate cele 55 de mari caiete manuscrise al lui Maiorescu, care se găsesc în 3 biblioteci publice din București, atunci o să avem dimensiunea marelui bărbat, marelui om și marelui cărturar, Titu Maiorescu. Până atunci, să ne rezumăm, să-i citim opera, să-i recitim studiile critice și să-i urmăm exemplu. Era un om de o obiectivitate desăvârșită. Nu putea, domnule, să trășeze nicio situație. Doar de asta și-a acceptat să fie prim-ministru cu pacea rușinoasă de la București. Pentru că credea, omul acesta credea în virtuțile neamului. Și mai ales era un desăvârșit filogerman. Toată școala și-a făcut-o în Germania, la Viena și la Berlin. Și avea foarte mulți prieteni în lumea germană. La Academie sunt sute de scrisori netranscrise, nedescifrate și netraduse ale nemților către Maiorescu. Să vedeți ce relație avea și în ce lume se învârtea. Maiorescu era, chiar George Călinescu spune că Maiorescu trebuie văzut ca scriitor și ca om, mai ales în pledoarii lui ca avocat, că a fost avocat. Și când a fost avocat, s-a suspendat din funcție de ministru de interne și a cerut ca cei care devin din miniștri avocați, timp de 5 ani după ce să nu mai ocupe funcția de, să nu mai activeze ca avocați după ce termină funcția de ministru. Incompatibilitate, da. Și cartea aceasta este un mic semn de neuitare a marii moșteniri lăsate de Maiorescu și de discipolii lui. Cartea aceasta se vrea în anul centenar, un an de la 100 de ani de la plecarea veșniciei a lui Maiorescu, un semn că trebuie să ne întoarcem la Maiorescu. Au fost vremuri grele, domnul Constant și domnul Cezar și domnul Strog știu. Era o perioadă când Maiorescu era interzis în manuale școlare.
un universitar nu-i de numele, de la noi, din Neamț, din Roma, spunea că pe aici umblu stafie lui Maionescu. Era anulat complet. Ei, nu se poate. Trebuie să revenim la valorile noastre, să le citim cu discernământ și cu simț critic și să relevăm ceea ce se poate. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor dr. Nicolae Scurtu și îl invităm pe domnul Mihai Hancanu cu o mică surpriză pentru domnia sa. Ar fi foarte mult de spus despre activitatea și opera distinsului profesor doctor istoric literar Nicolae Scurtu. Eu mi-am permis să așez câteva gânduri într-un mic poem pe care l-am intitulat Omul care sfințește cartea. Iată. Carte, carte, sfântă carte, ești a sufletului parte și faci omul fericit când se apucă de citit. Un exemplu concludent este azi aici prezent domnul Scurtu din Voratic, un profesor emblematic. El când ia cartea la mână, o tratează ca pe o sână, o mângâie, o desface și tot spune din un coace. Descifrează manuscrise, epistole la corifei trimise, prin scrisori, corespondență, noi găsim a lui prezență. E o face de bine să măsori cum se cuvine din ce a fost și este în țară cu virtute literară. A muncit și a adunat mii de texte unicat, suport tainic de lectură pentru oameni de cultură. Și în final, un gând bun și curat pentru iubitorii și slujitorii cărții și a actului spiritual și cultural în general. Vă mulțumesc! Domnului Mihai Hancanu, pentru versurile omagii, prin care îl omagiază pe domnul Nicolae Scurtu și dau cuvântul domnului scriitor Constantin Tomșa. Sărut mâinile doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor, onorați membri aici de față, așa zisul prezidiu, dacă a zis domnul Scurtu prezidiu, eu cum să zic, nu pot să-l contrazic. Încep prin a-mi cere scuze că nu pot să mă ridic în singurul picior care l-am valid, cât de cât valid, și că nu mă pot bucura să vă văd cât de frumoși sunteți și cât de atenți la toate cele spuse până acum aici. Aș începe prin a vă spune că sunt deosebit de onorat să particip astăzi la deschiderea zilelor bibliotecii, ediție care se întâmplă. Vedeți, întâmplările zic eu și am zis, nu zic eu, am auzit-o și eu de la alții mult, mult mai deștepți decât mine, că întâmplările nu sunt chiar întâmplătoare. Această ediție se deschide în anul când se împlinesc 45 de ani de când s-a inaugurat acest local, și am avut fericita ocazie împreună cu bunul meu prieten de viață, profesorul Constantin Bostan, să participăm la acea inaugurare într-un an care a fost dedicat pe Mapamond anului internațional al cărții, 1972. Și tot o întâmplare fericită pentru acest an și pentru această ediție a zilelor bibliotecii județene Ghete Chirileanu din Piatra Neamț este și faptul că au loc în anul în care s-a împlinit 100 de ani de la moartea lui Titu Maiorescu și tot în acest an, 45 de ani,
de la moartea lui Ion Petrovici. Vedeți? Întâmplarea face. Acum să nu vă așteptați, deși aș putea să vorbesc foarte mult despre personalitatea profesorului dr. Nicolae Scurtu, dar mi se pare că nu voi reuși să mă ridic la valoarea domniei sale după ce dumneavoastră l-ați auzit pe viu aici, câte a putut să spună, încât, dacă nu ești atent, aproape că nu poți să-l urmărești. Atâtea știe și atâtea a făcut. A scris foarte mult. Cartea de astăzi este o nouă contribuție într-o activitate pe care aș intitula-o eu o activitate în continuare a ceea ce se făcea de către editura Minerva, dacă nu greșesc, înainte de 89 avea o colecție care se intitula Restituție. Deci, profesorul Nicolae Scurtu, și mare bucurie, fac o paranteză că e de-al nostru, de aici, de pe meleagurile Ținutului Neamț. Vedeți, eu mă feresc totdeauna să folosesc termenul de nemțeni, de nemțani, de neamțului, pentru că am așa și o glumă aici. Cum se le zice celor din Râmnicu Sărat? Dragi râmniceni sărați, nu ține. Nu merge, ce să vă spun. Și apoi cetatea nu e a neamțului, e a noastră, e a domnitorilor Moldovei, de hăt, încât aproape nu știm de când este, sau știm, dar nu știm precis, și așa mai departe. Nici mănăstirea nu e a neamțului, e neamț. Și eu îmi place să zic Ținutul Neamț, mănăstirea Neamț, cetatea Neamț, și nu zic cultură neamțeană, că nu-mi place termenul drept deloc. Pentru că știți foarte bine, cultura este una singură. Cultură. Este sau nu este? A, cum se manifestă aspectele culturii care se manifestă în județul Neamț, sau oameni de cultură din județul Neamț, asta e cu totul altceva. Mă scuzați pentru această paranteză cam largă. Revenind la această carte, cine o va răsfui cu superficialitate o să spună că e mare lucru făcut și Scurtul. O pus niște scrisori ale lui Maiorescu, o pus niște scrisori ale lui Petrovici, o mai scris și el două pagini, eu mai scris vreo două, trei pagini și vicepreședintele Academiei Alexandru Surdu, și o mai pus niște facsimile mai către sfârșit. Și, în fine, a făcut o carte. Nu e deloc așa. Cine se grăbește să facă asemenea afirmații înseamnă că nu știe ce înseamnă o asemenea carte. Mai ales că oameni ca profesorul dr. Nicolae Scurtu sunt din ce în ce mai puțin. N-o spun eu, o spun universitarii care se plâng tot mai mult de discipolii lor din ultimii ani, care, să ne fie iertat, trec pe lângă carte, chiar dacă sunt la facultăți, să zicem, cum ar fi filologie, istorie, filosofie și așa mai departe. Cine se mai apleacă să caute? Ați auzit numai câteva lucruri pomenite, ce tezauri există la Biblioteca Academiei Române, manuscrise care cred că nici nu au fost răscolite de ani de zile. Și stau, pentru că își așteaptă oameni ca profesorul dr. Nicolae Scurtu. Cam greu se vor găsi, pentru că ceea ce a făcut domnia sa în toată activitatea de când
trăiești la București, se pare că nu sunt chiar foarte mulți. Bineînțeles că dacă avem în vedere pe cei dinaintea domniei sale și dinaintea noastră, sigur că profesorul dr. Nicolae Scurtu se înscrie într-o galerie de seamă a cercetătorilor, a celor care caută să scoată la lumină pentru generațiile prezente și mai ales pentru cele viitoare tot felul de nestemate ale culturii române. Ori despre Titu Maiorescu nu-i nici timpul și nici momentul și nici eu nu sunt omul care să vorbească pe larg despre măreția acestui om de cultură, nu zic altceva, care a făcut atât de mult pentru literatura, pentru istoria, pentru cultură și chiar și pentru politica românească. În ceea ce privește pe Ion Petrovici, dacă l-a apreciat Titulescu, dacă l-a apreciat Titu Maiorescu, este suficient. Nu degeaba, pentru că nu acorda Maiorescu oricui scrisori, nu îi acorda atenție și nu îi acorda prețuire. Atâta timp cât a fost prețuit de către Titu Maiorescu, el însuși a fost o mare personalitate. Ce pot eu să spun? Spun, mai adaug următorul lucru. Mă bucur nespus de mult că se păstrează o tradiție, ca să nu zic că a fost întreruptă, dar se păstrează o tradiție, cea care a împământenit-o în această instituție de cultură, colegul meu, profesor Constantin Bostan. Exact. Și nu că a fost. El va rămâne un director al bibliotecii județene. De ce un general, după ce iese la pensie, rămâne general? După ce, de ce un ministru care a fost vremelnic, o săptămână sau două, ministru, toată lumea îi spune după aceea până moare domn ministru. Și de ce un profesor, dacă iese la pensie, sau un director de bibliotecă, dacă iese la pensie, nu mai este director? Costică Bostan va muri direct, fără discuții. Asta e o ipocrisie. Păi, dar poate nu mor. Asta e o ipocrisie. Mare ipocrisie. Mare ipocrisie. Dar ce să facem? Ne hrănim și cu ipocrizie. N-avem încotro. Așadar, spuneam că se păstrează o tradiție aceea de a nu îndepărta pe oamenii de cultură, mai ales cei care sunt ai noștri, așa cum este profesorul dr. Nicolae Scurtu. Domnule Scurtu, vă felicit și pentru această carte, așa cum am felicitat și pentru altele, și îmi doresc să ne mai întâlnim cât mai des cu alte și alte cărți. Și să nu uitați că ați pomenit că scoateți acum o carte, o lansați și la Piatra Neamță. Neapărat. Eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate și să puteți să vă scoateți toate cărțile pe care le gândiți și le aveți deja în portofoliu gata. Aveam de gând să mă retrag la pensie, dar ei, nu mai ține data. Ne-ați promis, deci așa rămâne. Vă mulțumesc! Și le invităm la microfon pe domnul Lucian Strochi. Vă mulțumim. Domnul Scurtu mă avertizează să fiu scurt, adică să fiu de partea lui. Nu, expunere scurt. Da, voi fi foarte scurt. Vreau să spun că e o șansă unică, ca într-o sală, o cupolă, să se întâlnească patru istorici literari. Mă refer la domnul Cristian Ibescu, la domnul Constantin Bostan, la domnul Constantin Tomșa și
nu în cele din urmă la domnul Nicolae Scurtu. Eu nu sunt istoric, eu sunt critic. Istoricul literar este mult, mult peste criticul literar. Cine a călcat cu privirea mii de manuscrise, cine a scris despre asta, cine le-a valorificat, acela poate fi istoric literar. Vreau să spun câteva lucruri despre antevorbitori. În primul rând, admir și invidiez perseverența cu care domnul Bostan a apărat și apără imaginea unui mare cărturar, poate cel mai mare cărturar pe care l-am avut în Ținutul Neamț, și anume Gete Chirileanu. A avut un cult, nu a fost doar directorul, sau nu este directorul, ca să preluăm o idee fericită, ci a gestionat și fondul Gete Chirileanu cu pricepere, le-a valorificat manuscrisele respective în câteva cărți admirabile și continuă să o facă cu egal succes. De altfel, această contribuție nu a trecut neobservată, domnia sa fiind, după știința mea, cel mai tânăr membru al Uniunii Scriitorilor din România. Referindu-mă la domnul Scurtu, cred că, chiar dacă Călinescu nu a fost evocat într-un context favorabil, el are o formulare absolut memorabilă, și anume el spunea, noi citim literaturi, nu cărți. Ei, asta face domnul Scurtu, el citește literaturi, nu cărți, el citește autori în integralitatea lor și, evident, îi valorifică. Aș mai spune ceva, un lucru foarte important. Nu există manifestare culturală unde prezența domniei sale să nu ridice mult nivelul. Și mă refer la cea de la Bacău cu Alexandriana și atâtea și atâtea. Ne mai vorbim de gesturile pe care le face, cum ar fi dezvelirea unei plăci comemorative a marelui profesor care a fost academicianul Constantin Ciopraga. Am avut onoarea să fiu alături de domnia sa, deci a făcut-o cu multă pasiune și e capabil de multe, multe asemenea gesturi. În ceea ce privește cartea Titu Maiorescu și în corespondența cu Petrovici, de altfel ați văzut că cei doi chiar corespondează. Deci există și Ion Petrovici în corespondența cu Titu Maiorescu, titlul corect acesta ar fi. Trebuie spus doar două lucruri despre aceste personalități. Și anume, Titu Maiorescu este cel care echilibrează literatura română, în sensul că îi vine cu partea germanică, pentru că până atunci era doar partea franceză dezvoltată, că el contribuie decisiv, prin revistă, prin cenaclu, la formarea ceea ce s-a numit clasicii literaturii române, nu a iertat pe nimeni în ghilimele, începând cu Eminescu, iar Petrovici, o figură mai puțin cunoscută, a fost poate cel mai bun ministru al culturii într-o perioadă foarte tulbure și foarte dificile. Ne mai vorbim de faptul că amândoi sunt filozofi. În fine, mă bucur că văd pe masă, în editura editată de Academia Română, opera filozofică a lui Titu Maiorescu. Este un semn de recunoaștere definitivă și aș mai aminti ceva. Pentru calitățile sale, Titu Maiorescu a fost președintele Comisiei Internaționale a Prizonierilor de Război. E un lucru care nu se prea pomenește, dar este real. Vă mulțumesc, am promis să fiu scurt. Asta e. Domnule profesor Bucurician Scott, și pentru a întregi grupul istoricilor literari, dau cuvântul domnului
doctor Cristian Livescu. Vreau să iau neapărat cuvântul, dar dacă mi l-ați dat, haideți să-l folosesc și să vă spun câteva lucruri. În primul rând, bun găsit la zilele bibliotecii G.T. Chirileanu. Omagem personalitatea acestui mare cărturar, care îi datorăm foarte mult. Vreau să vă spun că am numărat câte cititorii bibliotecii G.T. Chirileanu atunci când se afla la, în casă la el. Eram student și mi s-a dat un maldă de cărți de citit într-o vară și am fost în casa lui Chirileanu acolo și am citit acolo, în fondul Chirileanu, cum se numea la acel moment. Când am venit la București și am dat examenul la G.C. Nicolescu, îl știți, domnul Scurtu, un mare istoric literar, de o rigoare extraordinară. Și atunci m-a întrebat la sfârșit, după ce am adus câteva detalii, că se vedea că ceva nu e în regulă cu mine, venea dintr-o altă sferă. Așa, și m-a întrebat, de unde ai toate detalii? Zic, am studiat, am fost vara asta la Biblioteca Chirileanu, la fondul Chirileanu, pe atunci. A rămas scurtul, nu mai spun că am luat nota maximă, era un act de temerar atunci să studiez lucruri. Era vorba de Eugen Băbinescu și mai ales de studiu asupra istoria civilizației române, o citisem și nu se afla deloc nici în fondul de la biblioteca noastră la universitate, la filologie. Așa, și vreau să vă spun că G.C. Nicolescu a fost total surprins și de atunci am intrat oarecum în vizorul lui. N-am mai trăit mult după aceea, din păcate, a murit în anul următor. A lăsat o viață a lui Vasile Alexandriei extraordinară, care ar trebui reeditată, mai ales anul viitor, cu prilejul bicentenarului Vasile Alexandriei, și care și noi, Piatra Neamțul, avem datoria să-l sprijinim pe Ioan Dănilă, de la Bacău, în demersul lui pe care îl face pentru moștenirea Vasilei Alexandriei. Patru dominante sunt aici în Biblioteca Chirileanu. Una este Titu Maiorescu, fără doar și poate. A doua este Eminescu, a treia Creangă, iar a patra este, fără îndoială, Nicolae Iorga. Sunt cele patru mari personalități pe care Chirileanu le respecta extraordinar și le omagea de fiecare dată. Iată, Iorga și Maiorescu, personaje oarecum distincte și opuse, dacă mi este permis să spun, pentru că Iorga a scris nedrept în câteva ocazii despre Titu Maiorescu. A scris nedrept despre Titu Maiorescu. Titu Maiorescu, căruia îi datorăm, cum s-a spus aici foarte frumos, îi datorăm foarte mult, foarte mult îi datorează cultura română. Vreau să vă spun că participam cu câteva zile în urmă la un colocviu la o lansare de carte la Teatrul Tineretului, unde s-a pus foarte interesant și subtil problema estetica plus etica. Ce e mai important, etica sau estetica unui scriitor? Și mi-am adus aminte de cât efort și cât îi datorăm lui Titu Maiorescu pentru a impune această rigoare estetică în cultura și în literatura română. Până în zilele noastre chiar domină acest curent al valorii estetice asupra unei opere literare. Dar vine și celălalt element pe care l-a adus și l-a pus în față Monica Lovinescu, știți foarte bine, estetica aceasta, dublura aceasta a eticii de către un creator, de către un scriitor, care este interpretată, și aici ajung la colocul de la Teatrul Tineretului, este interpretată în mod diferit. Este astăzi, ne închipuiam că este o modalitate de a rezista tentațiilor, o modalitate de a rezista vulgarității și n-am să mă opresc să spun că există vulgarizatori de literatură în clipa de față, unii care vor neapărat să vulgarizeze, să ducă în trivial literatura, dar este, din ceea ce discutam și ceea ce discută paralel cu la Teatrul Tineretului, cu Filegiul Festivalului, este acea dorință de a spune, de a te exprima, de a ieși în piața publică și de a spune un punct de vedere, de a nu tăcea. Iată și asta este o modalitate de a fi etic, de a fi moral, de a fi în cunoștință de cauză și de a fi
în pas cu cetatea în care trăiești și, și în general cu societatea în care trăiești. Sunt elemente care sunt distincte și care sunt puse, repuse cu interes acum când în aniversare, când îl comemorăm pe Maiorescu la 100 de ani. Trebuie spus că lucrul acesta se datorează profesorului Nicolae Manulescu, care dânsul a impus acest an Maiorescu într-unul din primele numere ale României Literare din acest an, a adus în atenție această dată memorabilă pe care trebuie să și istoria literară și istoricii literari și-au făcut datoria. Mă bucur mult că prietenul nostru, Nicolae Scurt, a venit cu acest volum frumos, un volum interesant, un volum care colaborează cu o personalitate eminentă, aș spune, în materie de logică, care este profesorul Surdu, este un academician Surdu, care este o eminență, și cu dânsul împreună aduc în atenție personalitățile acestea, Tito Maiorescu, în corespondență cu Ioan Petrovici. Ioan Petrovici, care a fost și el în atenția lui Chirileanu. Chirileanu a avut și corespondență și interes față de acest personaj. Vă fericit și îi mulțumesc și lui Nicolae Scurtu că a făcut acest deplasament spre a ne incita astăzi, pentru că n-am făcut altceva prin discursul domnului Stad, a făcut decât să ne incite și să ne pună la încercare memoria în multe domenii în ceea ce privește Maiorescu și relațiile sale. Și inteligența critică. Inteligența critică, da, mulțumesc, așa este. Și faptul că istoria literară este din nou în actualitate și domină, într-un fel, literatura de azi, este un lucru bun, un lucru dător de speranță. Mulțumesc mult, doamne! Și acum câteva cuvinte din partea domnului profesor dr. Mihai Floroare. Sărut mâinile, bună ziua! Și îmi cer scuze pentru întârziere, pentru că mai avem și ore la școală și nu am reușit să vin mai devreme de ora 12. Nu știu cam în ce status sunteți cu prezentările. Bănuiesc că antevorbitorii mei au prezentat ceea ce se putea prezenta. În puținul timp în care am avut ocazia să recunosc, răsfoiesc lucrarea domnului profesor Scurtu, am putut trage câteva concluzii. Faptul că profesorul Ioan Petrovici a reușit să intre, să spunem așa, iertați-mi în limbajul mai puțin academic, la inima lui Titu Maiorescu, din corespondențele dintre cei doi, văzându-se pe de o parte stilul destul de dur al maestrului și citind fragmentele din scrisori, din corespondență, ne dăm seama foarte ușor care a fost tematica abordată de către discipolul său și viitorul profesor de filozofie Ioan Petrovici. Totodată știm că fiecare studiu, fiecare articol pe care acesta îl va publica, chiar din postura de cadru didactic universitar, trecea prin cugetul și prin mâna maestrului Maiorescu. Este o nouă modalitate de abordare în care ideile filozofice sunt prezentate într-un text de o acuratețe literară deosebită și, după cum cu siguranță au prezentat și antevorbitorii mei, vedem stilul literaro-filozofic atât al lui Maiorescu cât și al lui Ioan Petrovici. O lucrare foarte bine elaborată din punct de vedere științific, autorul petrecând mult timp în arhive. Nu este simplu să ajungi la un document, să intri în posesia lui și să-i faci și o transcriere, respectiv o analiză critică. Arhive atât în țară cât și în străinătate. Felicităm pe
autor, pe domnul profesor Scurtu, și îi mulțumim că ne-a oferit o nouă abordare a personalității Marelui Maiorescu. Mulțumim! Mulțumim tuturor invitaților, mulțumim colegilor bibliotecari din județ care astăzi au fost alături de noi la acest moment important din activitatea bibliotecii, deschiderea zilelor bibliotecii județene, și cu toții cred că ne bucurăm că ne-am reamintit câte ceva din contribuția lui George Teodorescu Chirilanu, legătura sa cu Neamțul și biblioteca, și nu în ultimul rând am omagiat personalitatea lui Titu Maiorescu prin tot ceea ce au spus invitații noștri. Mulțumim încă o dată domnului profesor dr. Nicolae Scurtu pentru faptul că în neobosita dumnealui activitate încearcă să pună o temelie solidă la tot ceea ce înseamnă actul cultural, istoria literară. Mulțumim domnului Constantin Bostan, care de fiecare dată este alături de noi, și invitaților care astăzi au găsit răgazul, bunăvoința și disponibilitatea domnului profesor Constantin Tomșa, domnului profesor dr. Mihai Floroaia, domnului critic literar și scriitor dr. Lucian Strog și scriitorului Mihai Hanganu. Recent numit membru al titular al Uniunii Scriitorilor în România. Mai vechi, da. Și în ultimul rând mulțumesc colegilor mei care au fost alături de tot ceea ce înseamnă bibliotecă, și toți cei care ne-am străduit ca prin efortul nostru să facem posibilă această întâlnire. Colegii bibliotecari din județ vor beneficia și de o donație de carte din partea domnului profesor dr. Nicolae Scurtu, Ion Simionescu, Piatra Neamț, în colecția restituit, un volum care va parveni pentru colecțiile bibliotecii dumneavoastră și veți avea la dispoziție și oferta pentru acel volum Titu Maiorescu în corespondență cu Ion Petrovici. În acest moment de final a acestor expuneri, aș dori să invit printre noi, de la Roman, avem o surpriză și un dar, membrii trupei de teatru Gong, coordonează doamna profesor Cătălina Bostan, parteneri tradiționali ai Bibliotecii Municipale George Radu Melidon din Roman, care vor prezenta un moment artistic cu poezii despre carte, lectură și bibliotecari. Și vorba de cei trei tineri, Diana Gurmezescu, Andrei Mârza și Vlad Pânzaru. Să-i ascultăm, să vedem cum se vede lumea bibliotecii și dincolo de ziduri și prin ochii cititorilor și utilizatorilor săi. Se aude și în spate? Un labirint de gânduri îmi macină privirea. O ploaie din soare într-un ocean de vise. În drum mi-apare o stâncă, o piedică ascunsă, o treaptă spre adâncuri, cascadă în infinit. Cuvântul. Cuvântul este cheia. Și omul un poem. Acum se naște o lume. Pe alta o încheiem. O carte îmi ținea des tovărășie și a mai rămas pe rândurile ei ca pulberea de soare străvezie, lumina unui gând. Din ochii tăi,
Din când în când, cu buzele ating, căldura mâinii tale s-o culeg și bucurii trecute să înțeleg eu nu îndrăznesc. De teamă să nu plâng. Stau astfel vremea fără să o mai număr, mă înșală visul bun și mă gândesc că mi urmărești lectura peste umăr. Și dacă taci, e pentru că citesc. Carte, sora mea cea bună, din ce sfântă preunare te trezici la mine în casă într-o noapte fără lună? Când, cu coatele pe masă, obsedat de același veșnic și suspect semn de întrebare, mă afundam în întuneric, ca un muc de lumânare într-un sfeșnic. Carte, sora mea înțeleaptă și cu minte, spune-mi, cine mă însorti, frate, cu tine într-o noapte fără lună? Când, pe aceeași cale dreaptă, ne trezirăm împreună, mână în mână, ca un raft de bibliotecă. Shakespeare, adesea te gândesc cu jale, prieten blând al sufletului meu, izvorul plin al cânturilor tale îmi sare în gând și le repet mereu. Atât de crud ești tu și atât de moale, furtună e azi și lină-i glasul tău, ca Dumnezeu te arăți mii de fețe și înveți un iev cum poate să te învețe. Te-aș fi trăit când tu trăiești pe lume, te-aș fi iubit atât cât te iubesc, căci tot ce simt, de este rău sau bine, destul că simt tot, ție-ți mulțumesc. Tu mi-ai deschis a ochilor lumină, m-ai învățat ca lumea să o citesc. Greșit cu tine, chiar iubesc greșeala. Și adus cu tine mi este toată fara. Cu tine da, căci eu am trei zboară, din care toată mintea mea culeg. Cu a ta gândire dulce, lină, clară, al lumii visuri eu cu flori de leg. Mai am un înțelept, pe acela iară, problema morții, lumii o dezleg. El a început ca tine, întrebând ce să citesc, cu ce să încep oare, și a trecut pe punțile de gând ca să-ți răspundă ție la întrebare. El e portar la fiecare volum, cel ce-i cunoaște tainele și rostul, în bătălia ce-o pornește acum, nu-și părăsește niciodată postul. El stă de veche lângă mintea ta și setea e o adapă cu lumină, iar când îți pare o pagină prea grea, te îndrumă spre înțelegerea ei deplină. În fișa ta, cu scrisul lui citezi, itinerant atenți îl trece. În marșul tău prin artă îndrăsneți, ca pe un oaspe drag el te petrece. Din rafturi cheamă lume de înțelepți să-și dăruiască minții tale harul, când nu vei ști spre care să te îndrepți, va ști prietenul. Bibliotecar. Din roman care prin versurile pregătite și prezentate astăzi au încercat să zugrăvească și imagina bibliotecarului în câteva cuvinte. Mulțumesc tuturor pentru această prima participare.